Bună seara, dragii mei! Iată-ne la o nouă întâlnire. Și în această seară, ca de obicei, vom vorbi despre spiritualitate, vom continua mesajele despre spiritualitate. Mesajul din această seară este puțin controversat, în opinia mea. Va fi probabil puțin controversat și din punctul dumneavoastră de vedere și veți pune multe întrebări, probabil. Dar nu e așa și asemenea mesaje trebuie transmise, ne asumăm. Și vom începe cu o întrebare. Ce se află în cea mai înaltă spiritualitate? Adevărată viață spirituală. Calitatea, caracterul a ceea ce este spiritual. Sau ceea ce caracterizează o colectivitate umană din punct de vedere al vieții sale spirituale, al specificului culturii sale, sunt primele definiții dacă ne gândim la spiritualitate. Dacă ne uităm pe Wikipedia, în dreptul cuvântului spiritualitate este egal cu caracterul a ceea ce este spiritual. Din punct de vedere religios, este procesul transformării personale conform idealurilor noastre. Spiritualitatea și religia nu sunt în mod necesar unul și același lucru. Religia este forma exterioară a spiritului, în timp ce este forma exterioară, iar spiritualitatea este conținutul interior. Religia este coaja, spiritualitatea este miezul. Religia este un set de credințe. Spiritualitatea este un continuum al experiențelor. Poți să fii adept al spiritualității și să nu frecventezi o biserică sau un templu. Poți să-ți găsești spiritualitatea împărtășind-o cu ceilalți în intimitate, în comuniune cu natura, punându-te în slujba altora. De aceea, oamenilor le este frică de spiritualitate, fiindcă nu au văzut spiritualitatea așa cum trebuie, ci tot felul de înlocuitori de spiritualitate. Mulți indivizi își imaginează că spiritualitatea cea adevărată constă în a merge la biserică, în a se confesa, a aprinde câteva lumânări și, la sfârșit, a da un bănuț cercetătorilor, nu-i așa? Ei își imaginează că dacă plătim acele acatiste, gata, l-am cumpărat pe Dumnezeu sau rugăciunea lor ajunge cu dedicație la Dumnezeu. De ce trebuie să plătim să se roage cineva, să se roage altcineva pentru noi la Dumnezeu? Legătura noastră cu Dumnezeu trebuie să fie directă. Ori spiritualitatea înseamnă mersul îngenunchiat, rugăciuni, strigăte, recitări de psalmi sau scriere de cărți sau predici după Evanghelii? Ce se află în cea mai înaltă spiritualitate, repetând întrebarea? Sigur și răspunsul, adevărata viață spirituală. Adevărata spiritualitate reprezintă forme, manifestări ale spiritualității și nu este încă adevărata spiritualitate. Adevărata imaterialitate este un fel de viață în înalt. Ea este celestă, pură, armonioasă, perfectă. Niciodată nu se poate destrăma, nu poate fi întunecată, nu poate demola. Trebuie să avem un contact cu această viață, să ne inspirăm din ea. Adesea, în existența umană, forma, materia, este pe primul loc și această viață nu are nimic spiritual, nu are echilibru. Spiritual înseamnă a avea o manifestare a spiritului. Oamenii au tot ce se poate spune, mai puțin spirit. Este materie, mai muțăreală, comedie, una sau alta, dar nimic spiritual nu este. Yoga Swami spunea,
Nu te amesteca printre cei care nu au niciun interes real în spiritualitate. Spiritul aduce o viață nouă care țâșnește, aranjează, curăță, purifică, însuflețește, învie. În acel moment s-ar putea să nu faceți nimic din toate acestea și să fiți spirituali, sau s-ar putea să cazi și s-ar putea ca zi și noapte, ani întregi, să îngenuncheați, să aprindeți lumânări, fără a deveni spirituali. A fi o persoană spiritualizată înseamnă a te vedea pe tine însuți și pe ceilalți fără să judeci, a vedea nu numai cu ochii, ci și cu inima. A fi o persoană spiritualizată înseamnă a accepta și a aprecia ceea ce este, în loc de a căuta ceea ce nu este. Veniți, va veni o vreme când va veni o eră când adevărata viață spirituală va fi înțeleasă și o vom trăi în loc de a dori să ne înfățișăm așa celorlalți, fără a fi spirituali. Ce spiritualitate există astăzi în figurile triste, cu ochii adânci înorbite, cu obrajii închiși și siniștri? Ce este înăuntru când nu există nicio lumină, nu este iubire, căldură, lipsește focul în interior, nu există nimic? O spiritualitate de o severitate implacabilă, de o indiferență și orgoliu de cruzime, e bine, toți cred că atunci când veți deveni așa, înspăimântători, atunci veți deveni foarte spirituali. Iar ceilalți, care sunt amabili, buni, vor fi proscriși pentru că sunt spiritualiști. Dar toate acestea vor dispare într-o zi. Momentan însă ele există. Fiecărui om îi este dată o scânteie de spiritualitate, dar este de datoria lui să o descopere și să o însuflețească. Așa spune Ehud Alexander Shafran. Viața spirituală este viață de iubire, de abnegație, sacrificiu, bunătate. Viața însuflețește, învie. O persoană spirituală știe că iubirea este răspunsul la fiecare problemă percepută. Dacă viața nu se desfășoară așa cum vrem noi, ne-am deconectat de la iubirea și de la acceptare. Pentru a ne reconecta, nu trebuie decât să renunțăm la așteptări și să acceptăm tot ceea ce se ivește în viețile noastre. Deci noi nu avem încă idei clare asupra spiritualității. Este întotdeauna o latură în care predomină ori voința, ori intelectul. Dar această imaterialitate este ceva nou, un element nou, care le are pe amândouă, inteligența intelectului, lumina intelectului și căldura inimii și încă ceva în plus, viața spiritului. Toți indivizii care se privează de această viață a spiritului sunt fricoși. Nu vor să se împotmolească aici, nu vor să studieze această regiune, nu vor să-și manifeste spiritul, rămân în ceea ce le este cunoscut. Ei vor fi privați de toate bogățiile pe care spiritul le aduce. Deci, ei nu vor cunoaște ceea ce spiritul le aduce, toate bogățiile posibile. Latura vegetativă este cea care aduce credința. Latura instinctivă este cea care aduce forța. Latura sentimentală este cea care aduce bucuria, tristețea. Latura intelectuală este cea care ne învață ce este adevărat și ce este fals, plenitudinea. Atunci omul devine superior și bogat, iar cei ce se privează spiritual nu doresc să rămână închiși pentru viața spirituală, vor deveni săraci, slabi, plăpânți, vulnerabili.
Noi toți vom avea un interes să ne deschidem în fața acestor curenți spre lumea spiritului. De ce? Pentru că în acel moment vei zbura, vei învinge, vei fi un suflet formidabil. În acel moment vei fi complet. Și a nu-ți dori acest lucru înseamnă să nu-ți cunoști interesul, să nu știi unde este mai bine. Iar ceilalți, ei știu cum să se comporte, cum să trăiască, cum să evite, cum să se mai îmbogățească. Așadar, vor sucomba sub aceste lovituri pentru că ei nu au căutat viața spirituală, cea care le poate da noi posibilități. Frumusețea este calea ce îl duce pe omul sensibil spre meleagurile spiritualității, spune Thomas Mann. Dacă veți înțelege că numai aici vă este tot interesul, vă veți arunca astfel în viața spirituală, veți medita altfel, vă veți comporta altfel. Nu va conta pentru voi decât viața spirituală, pentru că ea este singura care vă va explica totul, care vă va reda sensul lucrurilor. Chiar când veți mânca, veți bea, veți merge, veți dormi, veți avea un gust pe care nu l-ați avut înainte. În timp ce, fără viață spirituală, veți mânca, veți bea, vă veți plimba și gustul vă va lipsi. Gustul este totul. Pentru că numai latura spiritului dă savoare lucrurilor. Îndepărtați asta și se termină savoarea, gustul și veți pierde tot. Iată ceea ce oamenii n-au înțeles. Savoarea, gustul tuturor lucrurilor. Iată adevărata filozofie a viitorului. De-a lungul anilor, învățătorii, biserica și alte voci au suprimat totul. S-au cramponat ani de zile să vorbească că bunul Dumnezeu este de fapt rău, că trebuie să ne fie frică de el sau chiar i-au subminat valoarea. Că inteligența omului este cea care contează și au glorificat numai inteligența umană și au stricat totul. Așa au fost educate generații întregi, până astăzi, fără să creadă, fără să caute spiritualitatea, suprimând-o, îndepărtând-o, fără fi responsabil pentru acest lucru, făcând destul de mult de rău umanității. În viitor, totul se va reînnoi, va exista o filozofie formidabilă care îi va readuce pe oameni spre adevărata spiritualitate. Ca o concluzie, spiritualitatea poate fi de preț prin aceea că atrage atenția asupra faptului că lumea fizică nu e tot ceea ce există. Ființele umane nu sunt numai materiale, ci, de asemenea, posedă un spirit, duh. În jurul nostru există o lume spirituală de care trebuie să fim conștienți. Adevărata valoare a spiritualității este faptul că indică înspre ceva și cineva care există dincolo de această lume fizică cu care trebuie să intrăm în legătură. Atunci când vom începe să-L iubim pe Bunul Dumnezeu, când vom dori să-L cunoaștem, să-I dăm un loc în inimă, în spirit, pentru ca El să se poată manifesta în noi, în acel moment omul va deveni spiritual așa și nu altfel. Dragii mei, acesta a fost mesajul din această seară despre spiritualitate. Eu sper că v-a plăcut. Vă mai aștept și la alte episoade de acest gen. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă urez ca de obicei o seară minunată și ne vedem curând. La revedere!